În urma coliziunii, mașina tânărului a părăsit partea carosabilă și a zburat pe scările unei clădiri. Imediat la fața locului au ajuns proprietarii clădirii care nu i-au permis tânărului să ridice mașina din curtea lor până la achitarea contravalorii reparațiilor scărilor. La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Oamenii legii au intervenit pentru calmarea spiritelor. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Dar ce doamne, ți-a luat cu simplu, ți-a luat mașina? Vă rog să vă spun, filmăm, hai. Nu am la mine, mă. Hai, mă, domnul, prăcete, tu vă numiți atâta. Dragă, vă înțeamnă. Dacă faci un proces de față în care spune că mașina este în curtea dumneavoastră și este dat sau predat, este de dezavantajul dumneavoastră. Legea spune în felul următor. Da. Dacă domnul Boava te-a ajuns de legea asta... Vorbiți frumos, vedeți cum vă primează presa. Noroc bun. Vorbiți dat la televizor. Nu e nimic. Vorbiți frumos. Veniți și faceți... Vorbiți civilizat. Vorbiți și faceți un proces verbal pentru spagul din care l-a produs. Așa. Eu îi dau mașină. Pentru spagul din care l-a produs. Da. Sedeți tot cu disciplina asigurare. Eu o să asigurat. N-are importanță. Domnul are asigurat la mașină. Domne, hai să nu mai vorbim. Îmi faceți un proces verbal? Da, stați bun. În chestiile alea întrepte. Dar nu este corect să sechestrez mașina după lege. Dar ce s-a făcut? Eu luat mașina, ce s-a întâmplat? Păi uite, Radu, eu băgam așa în o grață. Să stăm cu caratresul și nu-i e nimic. Care-i problema? Așa, nu putem. Care-i lege este? Ce respectăm? Înseamnă că e lege, hai tu și în România. Șoferul de 20 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă pentru că a depășit neregulamentar și a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile.